Nu gata de dragi prieteni cu burțile relativ pline. Că eu n-am mâncat, m-am uitat la voi cum mâncați și încep să încet să mă îngrăș. O să vreau să faceți un pic de plimbărică pe aici, pe zonă. E posibil să mai găsim orice ciuperci. Mă refer la ghebe, la păstă de fac, poate la piciorul căpriolei, macrule pe procera sau parasol sau îi mai spune și, cum îi mai spune, ceva șarpelui. Da, în fine, eu pălăria. Zic că pălăria șarpelui. Nu pare să vezi pe trufe care sunt pe mânt. Asta să le vedeți. Asta e o trufă reală. Da, e trufă reală, numai că acum e secțiune, ca să vă zic eu cum arată în secțiune. Păi da, când ai muritor de foame, n-am mai văzut până acum. Tuber melanosporum, o să servim din ea, o să vă fac un sos la preparatul pe care o să vi-l pregătesc. Dar rămâne o surpriză până atunci și ce sos vom face și ce vom mânca, ca să aveți mai mult curaj. Ai văzut, iubito, ți-am zis să vii cu mine că mâncăm trufe, tu nu și nu, că mâncăm la... La mamă ta. La virtuță. Să rămână sacra, las că... No, până miros iei trufele, o să și plece. Te ajutăm la ceva, Vali Raga. Am plecat. Bine. Și noi după ce le culegem, după Vali, o să strângem... Vă mulțumesc că ați servit aperitivul ăsta și sper că a fost pe suflet, jurați-vă după aia. Nu trebuie. Vă doresc distracție plăcută prin pădure. Luăm un pic de apă. A fost greu, dar a fost și frumos. Ne pornim așadar într-o mică plimbare, dar nu mergem mult și tăietorii de lemne îi dau ocazia lui Bogdan să mai facă o scurtă, dar vehementă pledoarie. Bă, ce frumos e la noi în țară! Pitoresc, pitoresc! Material lemnos! Uitați, domnule, stai brad! Uitați, domnule! Dude, masiv, stejar, uite-te la el! Păi e dud sau e stejar? Deci pe cuvântul meu, domnule! Dacă stai să numeri inelele la ăsta, la circumferință de aproape un metru... Îți vine să căstorești. Da. Ajungi, ăsta oricum, ajunge dacă la... Oricum, dacă-l vinzi pe asta, faci de o verighetă. Dau cu ceva în bun. Lăsați-l să vorbească că zice ceva serios. Spune. N-am cuvinte, mă. Copii, e vremea pentru o revoluție! Ieșiți din casă și dați cui de pământ! Ne iau cea, ne iau aurul și ne lasă ceanura, ne taie pomii și ne distrug aerul și viitorul. Cucule, nu râde că tu ești un păcătos ordinar. Dacă nu te-aș cunoaște, aș crede că ai afaceri cu industria lemnului și cu aurul de la Roșia Montană. Și așa că știi că e pârlit, îți dai seama că n-are nicio afacere. N-are nicio afacere, dar n-are nici implicare socio-civică, n-are nici interes. Nu-l... Dacă este e țui, că nu-l mai interesează pe cuplul. Nu, eu puteam să nu o spun. Să apară iară eu de rahat în toate emisiunile. Stai. Nu, că trec pe lângă camera. Dar stai! Nu cred că nu se poate, lemne! A, nu, ciuperci! Servine cu pune... Astea sunt ciuperci de lemn. Uitați cum crește ceva bun din ceva rău. Nu, nu! Nu din ceva rău, că e lemnul bun, rău-i dobitocul cu care o taie român tâmpici. Păi da, am făcut-o subtil. A, iartă-mă, mai vrei să o faci odată? E o firmă, e o firmă răbească care face... E un offshore, așa? Stimatele spectatori, cum a spune Vali Coman, priviți, guarda un buletus drujbatis, este un bulet ieșit din durerea, este lacrima trunchiului. Este lacrima care plânge pentru că de durere a fost luat serios? De la mama naturii, da. Și această excrescență este seva lui care iese și care încearcă să trăiască, dacă lemnul a murit, să trăiască prin sămânța lui. Mă, să se și vadă, dă mă. Așadar omenirii aceste buletusuri pe care sper din suflet să le concluzioneze domnul Vali Coman ca fiind otrăvitoare și pe care să le mănânce toți posesorii de drujbă din România. Luăm un specimen pentru a-l duce spre analiză și ne continuăm nemaipomenita aventură. Vă asigurăm că următoarea scenă s-a filmat cu acordul proprietarului acestei grădini. Niciun măr nu a fost rănit în timpul producției. Drăgoșile! Da! Cum i-ai zis la ciuperca aia a șarpelui? Pălărie! Și asta seamănă? Pare, dar... Nu cred că e otrăvitoare, cred că e numai toxică. Hai să o ducem la Vali și vedem ce zice. Fii atent cum arată, dude. Mă luăm mere. Ce bine miroase, frățică. Da. Opa. Oh. Oameni buni, haideți în Apuseni. Mere și ciuperci. Dă-mă să-ți dăm și lui druidul. Ce zici asta?
Bună seara, Luciana, bună seara, doamnelor și domnilor. Iată, mai aici împreună cu echipa cenzurat. Dă-ne un la. La Virtuțu din pădure, la Virtuțu din pădure, eu s-ajung și mănânc mure, eu s-ajung și mănânc mure. A ție te prișează, de se întâmplă să mă îmbăt, merg acasă și mâncați spartă. Nu provocăm agresivitatea. Suntem la emisiune de gătit. Merg acasă și mânc tot. Și ciuperca lui. Se zice mănânc tot. Așa se rămâne. Ne întoarcem la Mic Boletus să mâncăm tot, dar pe drum ne aducem aminte că în Valea Drăganului se află unul din cele mai mari centre de colectare a hribilor. Nu putem să nu le facem o vizită doamnelor ce muncesc aici. Poate ne pricopsim și cu ceva de aleguri. Supa. Iesuș Hristuș Morica lui Dumnezeu, să rămână, Doamne ajută! Să rămână! Pentru Dumnezeu! Bune ale pădurii care culeg ciuperce? Dumnezeu fereastră! Unde le-ați putut găsi pe seceta asta? În pădure! Aie, capul meu, frățică, atâta ciupercă n-am văzut! Iată, numai trei! Doamnelor, ce-s bunătățile astea, sărumâna? Spuneți-ne, vă rugăm! Delicatese. Și unde merg astea? În Italia, așa e? La export sau la noi? Și la noi, dacă sunt bani. Dacă aia asta, că la noi nu vrea să bani. Dar în ce țară se-i tot? În Italia. Într-o carbonară au pat prima vreo. Funghii porcini. Am mai vorbit la Big Boletus despre nefericitul drum al ciupercilor din România spre Italia, unde sunt uscate, împachetate și vândute la prețuri exponențial mai mari, uneori chiar în magazinele românești. Încă un motiv să ne culegem singuri ciupercile din belșugul pădurii. Dar nu mai avem timp să facem asta, așa că ne bucurăm de ofrandele pe care le primim. Okay. Astea le primim de la noastră. Da. Cum ar veni? Asta e mama cu copilul și ăsta e tăticul. Ne-ați dat o familie întreagă. De ce a trebuit să antropomorfizez ciupercile? Ca să vă stea în gât. Când ca să zică că nu trebuie să le despărțim și să le dați pe toate, că e o familie. Să rămână. Da, asta e vorba. Vă mulțumim foarte frumos. Să rămână. Să rămână, doamnele, mulțumim frumos. Vedem acum să mâncăm și noi ceva. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte. Am fost atât, dar nu l-am luat pe bani. Are păduri și râuri și o punte, în vârstă de un milion de ani. Ți l-am adus în brațe până la poartă. E minunat și piatra lui e grea. Comerțul ambulant cu munci se poartă, dar unde ai să-l pui, iubita mea? Din marele bazar cu amănunte, plătind cu viața tot ce scump era. Ți-am cumpărat un munte, păcat că nu se încapă în lumea ta. Cu porci bistreți ce cântă-n coruri gir, iar în adânc sunt straturi de uraniu. Și-am dat puțin pe el un chilipir. Iubita mea gătește marea vale, în care să-l aduc și să-l răstorn.
și apoi la nunta regăsirii sale, să cânt ca vânător al lui din corn. Din marele bazar cu amănunte, plătind cu viața tot ce scump era, iubita mea ți-am cumpărat un munte, păcat că n-o să-mi apă în lumea ta. Și m-am certat cu fel de fel de lume, că toți voiau să-l ia, să-l dea la nunți. I-am înjurat de fapte și de nume, nu știu de ce toți oamenii vor munți. Iubita mea ți-am cumpărat un munte, să faci cu el ce știi și ce vei vrea. Eu mă retrag în peșteri muribunde, căci am uitat să-ți mai șoptesc ceva. Am dat pe acest munte viața mea. Mersi. Mersi. Domnilor, la așa cântare, așa ciuperci aducem. Bună seara din nou. Măria ta, Big Boletus. Aș vrea să închem emisiunea aici la mine, bănuiesc. M-am gândit foarte tare. De fapt, de ce fain arată. De că le-a sortat și le punea invers. Deja puteam să le și pregătim pentru cine de-aia festiv, pentru aia care nu-mi place. Deci bune. Deci îți bune. Îți bune odată. Îți comestibil. Îți bune la mare. Îți bune la mare și plus că și obosit. El. Ai văzut ce bine arată. Era întuneric. Ce să? Mai avem ce face. Din, zic eu, dintr-o familie foarte ciudată, pentru că-s cam... Curcubita ce? Nu intrăm între castraveți. Dar ceva mai suplu și mai tras prin inel. Așa cum văd, dar și prin inel și pe sub inel văd că dacă... Ai necat? Nu, am venit să plec! Aruncă-le, aruncă-le! Să borăști! Dacă am luat troaca! Așa cum vă spuneam, așa cum ziceam și... Ca un microfon pe vremuri, în anii 70, dar acum am zis că și noi putem să-l folosim așa. Dragi prieteni, urmează următoarea emisiune, cenzurate lângă noi, s-aude? Alo, sunetul, avem sunet! Asta se pare că avem. E macro, e de Procera, sau putem spune numai Lepiota Procera, că încă nu e chiar așa de macro, încă nu știu deschis pălăria. Ca detalii, toată lumea știe, sau cel puțin doar acum la emisiune, am încercat să o prezentăm de multe ori și sper că lumea a învățat-o deja. M-am melonată, și vede zona. Așa ne pe pălărie scoame, scoame ca și întâi la pe casă. Piciorul este lung, fibros, și vede că e de fibros. Iese practic într-o chestie rotundă, nu este ca și oul amanită. Și are un guleraș caracteristic care se dă în jos. Ei, și pălăria, o să vă și lamelele. Wow, așa, ce albe și curate. Și cu asta spunem nota 2. E comestibilă. Sau diapazon, nu? Bun, este foarte bună, foarte, foarte gustoasă, mai ales în stadiu tânăr. Câte un pic. Uite-te ce am găsit. Și mi se pare că e fiu, mamă și tătic. Spune-ne dacă-s bune că am lăsat vreo 2 tone. De obicei, putea să mai luați o jumătate de tonă. Erau bune? Da, ăsta sunt Boletus Sedulis, exact cum se numește și Big Boletus emisiunea. Sunt ciupercile de iarnă, sunt și foarte cuticule, că sunt mai roșiatice decât maro care avem noi vara. De obicei, așa se numește ciuperci gemene, așa se găsesc de obicei în habitat și, repet, ăstea sunt crescute de acum 6-7 ore. Deci la maturitate, undeva ăstea cam de 5-6 ore, și vedeți ce frumoase sunt. Așa repede crește? Crește într-o oră, nu asta e într-o zi. Așa cum revin, cuticula, de data asta mai roșiatică, nu știu dacă se percepe pe lumina asta pe care o avem de la becuri,
Papilele caduce, respectiv buretele, este alb perfect, arată foarte, foarte bine. Bine, tot de obicei sunt legate de un puiuț. Să nu uitai că trebuie să le ducem înapoi. Așa ați vorbit cu omul, nu-i bai, că fac o secțiune. Nu, că noi le-am găsit. Vă fac o secțiune ca să vedeți ce frumos arată in the family. Iată, așa ceva, nu a văzut nimeni. Ca ficatul meu pe dinăuntru. Nici în emisiunile mele, s-au ca plăbânii colegul său. Sunt papilele caduce, acolo se formează sporii, că se elimină peste cam 4-5 ore, dacă mai era în habitat. Arată ca în desene. Eu zic așa arată și superbe și o să vă arăt și partea așa când se joacă copiii între ei. Faci ceva cu astea ce am adus acum? Bumboletus. Bineînțeles. Okay. Pentru că astea sunt culorile, sunt surorile lor. Astea sunt bumboletus. Dar mai bătrâne, bă, că sunt mai... Sunt uscate, sunt uscate. Deci astea tăiate feliuțe, așa tăiate feliuțe, astea sunt gribii uscați, pe care am pregătit pentru preparatul nostru. Însă aici am bol. O să-i hidratez cu bere. Opa. Tocmai ca să putem să avem o compoziție bere în ceea ce vom prezenta aici. O să fie o sfârâială de pe Valea Drăganului, că oricum sfârâim noi tot timpul. O să fie carne de porc combinat, am pus acolo șuțe balsamic, piper, sare, am încercat să las un pic la macerat până veniți voi, până ați venit voi din periplul vostru cu ciupercuțele. Iată ce a făcut Imi, un decor interesant, așa că se vede contrastat, s-a halit. E bine. Avem aici ciolan afumat de porc, care și-o băgat, deci bagă porcul piciorul, nu mă bun poate să iasă. Șampinioane de băpaj ăștia de la o crescătorie, un pic de măsline, bineînțeles cribii pe care o să pun, așa un pic de ananas o să punem, să dea din asta, o să pun și niște alune, o să facem, da, dacă podușurii crește, mâncăm de pe jos. O să fie și cu usturoi, am pregătit acolo usturoi la greu, după ce toate sfârâie bine, mai punem un pic de bere, punem usturoiul, punem un pic de verdeață, îi dăm bice și mâncăm, ne apucă pofta de mâncare. Pentru deja. Aduceți-mi un prosop că tot am mutat haina la vale. De-aia iau tot timpul de ploaie. Sigur. Și în vremea asta mine mai cântă și noi nu facem nimic, suntem bate mici. Bate-vă frumos, am că nu mai am parale. Hai să nu pierdem vremea să ne apucăm de treabă. Nu mai pierdem vremea și mai spunem odată ingredientele. Mai întâi de toate, pentru că e o emisiune despre ciuperci, avem hrib uscați și hrib proaspet, șampe și ghebeculese de dimineață. Vine apoi carnea de porc, proaspătă, dar și afumată, pentru a da gust sfârâielii, măsline, usturoi, castraveți murați, arahide, verdeață și un ananas. Acesta din urmă opțional, dacă vă plac inserturile de fructe în acest tip de mâncare. În cazul de față, la cererea publicului, Big Boletus l-a lăsat pentru desert. Se începe prin a se pune carnea la sfârâi. Se mai adaugă ulei să aibă în ce bolborosi carnea și după 15 minute se pune afumătura. De la Valicoman, pentru toată lumea prin mâna cenzurată, să se pună iubirea și dragostea vegetarienilor! Până se rumenește puțin, Big Boletus pregătește și un sos de trufe. Iată cum. Trufele se feliază cât mai subțire, apoi se mărunțesc și se pun în ulei încins pentru câteva secunde, doar să le piște nițel fierbințeala. Se adaugă praf de hribi obținut din Boletus edulis uscat și mărunțit. Se amestecă puțin, apoi se stinge cu smântână din cea mai grasă. E bine ca sosul să se odihnească măcar 20 de minute pentru ca trufele să-și împrăștie aroma delicat. Avem timp. Bogdan e harnic și adaugă ciupercile. Din inima pusenilor, hribi care încă n-au fost cianurați, dar stați numai un pic să pornească exploatarea de la Roșia Montană. Să vedeți cum mâncăm noi cianură pe pâine. Ia priviți acești hribi cu șampinioane amestecați, care merg peste toată bunătatea pe care v-am pregătit-o. Oh! Acesta este un meniu cenzurat, adică nu e pentru toată lumea, că vegetarienii nu sunt foarte încântați în aceste momente. Imediat după, punem hribii uscați care au stat preț de o oră în bere și zeamă de ardei iute. Drăgoșile! Hai cu măslinele, tată! Iubiți telespectatori și iubitori de bunătăți, peste tot acest amestec dumnezeiesc pe care l-ați văzut mai devreme, pe etape,
Se adaugă acum o rețetă românească 100% de a lui Vali Coman. Nu trebuie să stea prea mult la foc, așa că vine rândul castraveților murați, al arahidelor și al măslinelor. Vine și Vali cu două elemente esențiale pentru gustul final al preparatului. Usturoi și pătrunjel verde. Acestea nu trebuie să fiarbă, așa că putem lua ceaunul de pe foc. Serios, Codin! Nu mai ne rămâne decât să ne bucurăm de bucatele alese. No, hai să tăiem acum ciupercile! Bine, dragilor, cam gata fi mâncărica. O să vă pun specialidados. Cum arată? Timi, dragă, un pic de sos. Sos de trufe despre care Timi Codorean de la Cezura zicea că este un sos trufaș. Asta e pentru tine. Aici o furculiță lateral de masă, de așa. Era plecată cu bine. Dacă găsiți bucăți mai mari de carne, înseamnă că mi-a fost drag de voi. Pentru Tibi, sos trufaș, un vârf de linguriță că e concentrat. Așa, bun. Mulțumim frumos, prezența dumneavoastră și nu mai este necesară. Trebuie să ia cu pâine. Urmează Drago Stănică, trebuie viralitățile să vină alături. Nu, alături, să zice, dar mai departe. De ce, îl prezentăm noi sau ne primim mâncare? Nu e prezentare, mâncare. Măi, sală, mănâncă să ajungă și mizerabilii la... Ne-a căzut bine sfârâiala cu carne de porc și ciupeci. Excelent a fost și sosul de trufe, dar nu putem să încheiem înainte de a-l ruga pe Imi să ne mai cânte o melodie de rămas bun. Să ne împăcăm fără motive, mâine nu-i cauză și nu e nici efect. Când toată încreștarea asta mare, iubirea noastră toată e un defect. Ferească Dumnezeu să-ți repare. Când vine să te înjur de Dumnezeu și apoi să rog pe El să te salvezi, ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită din ipoteze. Mă calci pe nervi și mă înnebunești, hai să mă faci fierbinte-o și rebel-o. Cu aceste negre mâini împărătești, să-ți nimeresc cât de juc ca Otelo. Tu am impresia, nici nu observi, cu ce iubire te păstrez în mine. Pe inimă te duc, te port pe nervi, m-ai prefăcut în ciobul și ruine. Apoi să rog pe El să te salvezi. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. La tot ce-i hotărât, definitiv, nu am nici azi nimica împotrivă. Dar eu mă tem să nu găsim motiv pentru o despărțire relativă. Promitem că pe celălaltă râu ne vom vedea cu niște de gheață, atâta timp cât nu ne hotărâm la scurta despărțire de o viață. Când vine să te înjur de Dumnezeu și apoi să rog pe El să te salvezi, ești binele precum ești rău meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. La noapte ne certăm definitiv, ne despărțim în mici felii de pâine și ne urăm acum fără motiv, să ne împăcăm fără motive. Mâine nu-i cauză și nu e nici efect în toată încreștarea asta mare, iubirea noastră toată e un defect. Ferească Dumnezeu să se repare.